Plecase din țară cu vreo 4 ani mai înainte, funcționară la legația română din Berlin. Știu acum că ceruse ea insistent să lucreze acolo, dar astea le-am aflat pe urmă. Întâlnirea aceea de la Predeal, pe care am povestit-o în carte, mi se pare și ea acum reală. Am trăit împreună iarna Predealului. Știu cum își încalță bocancii și nu mi-e greu să-mi o închipui venind spre mine ca în roman și spunându-mi cu simplitate: vezi că ți-ai legat greșit curelele. De fapt, primele cuvinte pe care mi le-a adresat, mi le-a spus în sufrageria prietenului meu, arhitectul. Mi-a spus ceva destul de searbă, ceva cam în felul: bine că s-a sfârșit și cu sărbătorile astea. Dar m-a mirat îndeosebi un lucru, că spusese câteva cuvinte banale, șterse și își aruncase privirile pe fereastră în strada zăpezită, luminată ca de un opaiț verde de felinarul din fața casei, cu atâta melancolie încât mi s-a părut că ar fi fost de-a dreptul vulgar să o întreb mai mult. M-am prefăcut că n-am observat privirile acelea triste, obosite, aproape înlăcrimate. Mai târziu, cât de bine le înțelegeam, cât m-au chinuit cu jarul lor nestins, mai târziu, când le pătrundeam noima, alte sărbători de iarnă care se încheie, alt Crăciun înghițit undeva, în negura anilor care se adună în spate, și ea rămasă tot atât de singură, tot atât de depărtată de limanul pe care îl visa de atâția ani. Dar poate că nu e bine să amestec întâmplările acestea. Mai târziu are să vină iarăși vorba. Nădăjduiam că mă va întreba ceva de cărțile mele, mai ales de tinerețea Magdalenei, nume care se afla pe buzele tuturor. Cu ea aș fi dorit să stau de vorbă despre scrisul meu. Nu pentru că era femeie și poate începuse să-mi placă, dar o bănuiam vie, din creștet până în glezne, vie, inteligentă, melancolică. De obicei, nu-mi plac oamenii triști, cu atât mai puțin femeile triste. Cei mai mulți dintre noi suferim de tristeți umilitoare de ordin biologic sau psihologic. Suntem triști pentru că am ratat o afacere, pentru că nu ne funcționează ficatul sau pentru că am pierdut o noapte la chef sau în bibliotecă. Iar cu femeile e și mai penibil. E ceva de duzină în cele mai multe tristeți feminine. Ea, Ileana, avea însă în ceasul acela o tristețe de tulburătoare discreție. Dacă nu ne-am mai fi întâlnit, n-aș fi crezut chiar că privirile ei fugiseră într-adevăr afară, pe fereastră, grele de melancolie. Pentru că, puține minute în urmă, fața îi era luminată de inteligență, de oarecare ironie chiar. Nu citise nimic de mine, nu citise nici măcar tinerețea Magdalenei și ghicise că întâmplarea aceasta mă irită. Începu să mă necăjească. De altfel, mai târziu, a găsit în cărțile mele, în arta mea, o foarte discretă și abilă rivală. Atunci rămânea multă vreme alături, aproape lipiți unul de altul, ascultându-ne trupurile. Și am punea mâna pe frunte și ghiceam în mângâierile ei ceva mai mult decât o limpede alunecare a degetelor. Ghiceam întrebările ei nerostite, încercările ei de a pătrunde în zone pe care nicio pasiune și niciun extaz nu îi le întredeschideau. La ce te gândești? Mă întreba uneori surâzând ironică, știind prea bine că n-am să pot niciodată răspunde sincer. Ce ascunzi aici? Întreba iarăși, prinzându-mi tâmpla în palma ei mică
palidă. Nu cred că o indignau micile secrete frivole, nu cred că se temea de o privire pe care aș fi aruncat-o unei femei frumoase, ci o munceau subteranele acelea în care trăiam eu, singur, cu desăvârșire, singur, solitudinea aceea care nutrea absențele mele, cărțile mele. Atunci însă nu citise nimic din tot ce publicasem. Nu mai mi-aduc aminte precis ce am vorbit. Era însă din ce în ce mai cald în odaie, se aprinseseră lămpile, am fost chemați într-o altă încăpere să bem un pahar de șampanie și mi-aduc iarăși aminte că am dorit deodată, cu o poftă năprasnică, nebunească, să dansez cu femeia aceasta. Nu mai era lângă mine. Vorbisem cu ea destul de mult și insistent, într-atât de insistent, încât gazda îmi atrăsese de mai multe ori atenția în glumă. Dar până atunci nu-mi dădusem încă seama. Un flirt. Câteva ceasuri de caldă și agreabilă conversație. În cel mai bun caz, o nouă legătură. Dar nu mai era lângă mine și simțeam, invadându-mă lent, pofta aceea otrăvită de a o avea aproape în dans. Am căutat-o cu ochii prin camerele învecinate. Plecase să bea o limonadă. O văd rezemată de bufet cu privirile plecate. Dar, fără îndoială, mi-a simțit ochii ațintiți asupra-i. Și-a frecat fruntea neliniștită, apoi și-a ridicat-o încet, zâmbind, parcă ar fi știut că mă întâlnește cu ochii străpungători dincolo, în prag. Am schițat un gest, probabil grotesc, de invitație la dans. Mi-a răspuns cu un semn că e obosită. M-am apropiat. M-a privit venind și figura ei devenit deodată gravă, concentrată, parcă s-ar fi desprins atunci o taină din mișcările ei, o taină pe care o înțelegea îngrozindu-se. Când am fost aproape de tot, s-a rezemat mai pierdută de bufet. Nu-mi dădeam seama ce se întâmplă cu mine. Șampania, îmi spuneam, ca să mă liniștesc. Dar mi-amintesc că, rugând-o insistent să danseze, ea și-a ridicat brațul ca să-și așeze paharul cu limonadă pe o etajeră și atunci l-am văzut din nou și m-a înspăimântat paloarea și perfecțiunea lui. I-am luat mâna, foarte decent, aproape rugător. Simțeam din privirile ei că refuzase cu multă greutate, că luptase și ea, că se temuse și ea. În clipa când i-am luat mâna și am înălțat ușor brațul ca să o cuprind pentru dans, muzica a încetat. Am rămas o clipă cu palma ei strânsă între a mea, în aer. Am uitat de mult gustul atâtor trupuri pe care le-am cunoscut. Asta se întâmplă aproape tuturor bărbaților. Să n-aibă amintiri calde, să nu mai păstreze nimic din toată magia aceea a dragostei fizice. Cred că femeile uită mai greu. Trupurile lor păstrează îndelung prezența bărbatului pe care l-au iubit sau cunoscut cândva. Dar se întâmplă în viața oricărui bărbat un miracol de câteva clipe. Întâlnirea unei priviri, o sărutare, o atingere care nu se aseamănă cu nimic din tot ceea ce a fost până atunci. Parcă ar începe un fir nou, o deșteptare în altă parte, pătrundere misterioasă și totuși firească într-un văzduh necunoscut. Nu prea știu cum să precizez toate acestea, cred însă că orice bărbat simte în acea clipă că se petrece ceva nou cu el, ceva maestuos și straniu. Nu e numai decât dragoste, nici emoție,
nici trepidație carnală. Atâtea femei care ne uimesc prin nesfârșita lor voluptate și care nu ne revelează totuși niciuna din aceste clipe de dulce spaimă și pierdere de sine. Simt că mă rătăcesc. Îmi dau seama că spun foarte prost o sumă de lucruri pe care le văd și le știu totuși cu precizie, dar îmi place să vorbesc la întâmplare. Asta mă stimulează și mă odihnește. În cartea mea am încercat în mai multe locuri să limpezesc stările acestea miraculoase și mai ales începutul întâlnirii trupurilor noastre, palma ei strânsă între a mea și suspendată, biată în aer. Nu cred că am izbutit. Sunt încă un scriitor prea turbule pentru a putea descrie stările acestea liminare, a nevoie de precizat. Firește, nici vorbă nu era atunci de dragoste. Era mai mult decât o încântare, o comoție prin care mi se revelase brusc un alt trup și altă prezență. Cât de puțin exprimă toate cuvintele acestea vechi, uzate, tocite. Dar dragostea a venit mai târziu. Dragostea a început de-abia după ce vraja aceea izbutise să ne izoleze și să ne topească unul între altul. Pentru că, firește, unirea trupurilor noastre s-a pecetluit în acea clipă suspendată, când am cules-o întreagă, cuprinzându-i numai palma. Mâna aceea palidă, nervoasă, atât de stranie în nuditatea ei, care mă fascinase de la primul meu pas în salon, îmi comunica acum nu știu ce căldură feminină, ce neastâmpăr uimit, pe care îl simțeam năvălind încet în tot trupul. Aș fi vrut, poate, să mă scutur, să mă smulg din beatitudinea aceea indiscretă, căci eram tot timpul conștient că mă aflam în mijlocul unor oameni străini, că ochii lor poate mă măsoară cu mirare sau ironie, dar îmi era peste putință să las mâna Ilenei. Nici măcar nu o strângeam. O păstram, pur și simplu, înghițită în palma mea. Cred că ea a izbutit să se dezmeticească întâi. Probabil că ne observase destul de multă lume și câțiva glumiseră chiar. Îndrăznisem ca un adevărat cuceritor. Am înțeles asta mai târziu, când am văzut că dragostea și legătura noastră nu surprindeau aproape pe nimeni. Dar lucrurile acestea, firește, n-au nicio importanță. Ea mi-a strâns ușor degetele și mi-a apăsat brațul în jos. A fost după o secundă, după câteva minute. N-am știut niciodată. N-am întrebat-o, dar cred că n-a știut nici ea. Ne-am trezit amândoi lipiți de bufet. Striviți acolo de musafirii care se îngrămădeau spre ușă. Iarăși un interval obscur de care nu mi-amintesc decât lucruri tulburi și, cu toate acestea, sunt sigur că inteligența mea întreagă, orgoliul meu, redeșteptat pentru câteva clipe, s-au trudit să mă oprească, să mă păstreze, să mă țină cu tot din adinsul. Sunt sigur de asta. Dar nu mi-amintesc nimic. Mă îndemna parcă o febră. Îmi pătrunsese în carne o taină din altă parte, pentru că nu era dorință, nu era voluptate în strângerea aceea de mână. Am crezut până atunci că iubisem. Bănuiam că n-am să mă opresc la prima dragoste, cea de la 20 de ani. Că viața mă va mai așeza în centrul de foc al patimei. Dar mai târziu mi-am dat seama că nici o dragoste, nici o pasiune, nici o unire de până atunci nu fusese desăvârșită. Răpirea aceea nu mai o cunoscusem.
Îmi amintesc de asemenea că am ajuns amândoi, fără să ne dăm seama, în odaia învecinată, cea cu pianul și cu pomul de Crăciun. Am alunecat, poate, pe lângă perete, înghesuiți de musafiri, zâmbind în gol, simțindu-ne mereu împreună, aproape, unul lângă altul. De-abia când ne-am așezat din nou față în față, mi-am dat seama că ochii ei, nelămuriți și mari, sunt umezi, adânci, clătinați uneori de o lucire caldă, feminină. Îi văzusem altfel până atunci, îi vedeam altfel în fiecare ceas, poate pentru că nu știam încă cum să-i privesc. Căci asta mi se pare lucrul cel mai greu de învățat în contemplarea iubitei, să știi cum să-i privești ochii. Uneori, privirile noastre lovesc atât de nepriceput oglinda ochilor iubitei, încât o tulbură, aburind-o, sau, și mai grav, fac ochii opaci, le dă un luciu de teracotă, de esmalț colorat. Și sunt, de asemenea, priviri crâncene, care smul gretina sau o pătrun sălbatic, sângerând-o, sau o întunecă. Nu știu cum să-ți explic mai bine toate lucrurile acestea, care acum mi se par de o tragică și solemnă însemnătate, iar atunci când sunt trăite, ni se par de cele mai multe ori naive sau nesemnificative. Pe mine mă obsedează mai ales amănuntul acesta, că dacă aș fi știut să privesc într-un anumit fel ochii unei femei, viața mea întreagă ar fi decurs altfel. Anecdota aceea celebră cu nasul Cleopatrei mi se pare brutală. E mai dramatic să-ți dai seama că stă în puterea ta, în norocul tău, să vezi sau să nu vezi, să simți sau să ignori un anumit lucru, o anumită prezență, o anumită carne. Îți spun toate acestea și stărui atâta asupra lor, pentru că dragostea și tot ce poartă ea cu sine, suferință, jertfă, rodire, mi se pare a fi încă lucrul cel mai puțin înțeles și prea vag cunoscut. Prin ce miracol se transformă o simplă întâmplare în extaz, iar o întâlnire în dragoste? Întrebarea aceasta mă obsedează, după cum mă obsedează și cealaltă. Cum e posibilă căderea din această stare de har, întoarcerea la lumina cea egală de zi? Ochii Ilenei nu mă mai lăsau să mă pierd, nu-mi încurajau extazele. Dimpotrivă, în luminile ei moi am zărit o singură clipă, e adevărat, o lucire de glumă. Nu ți se pare că mă privești prea atent? Mă întrebă ea încet. Dar zâmbetul acela nu izbutea să fie degajat. Nu izbutea să destrame vraja care o prinsese și pe ea de mult. Îți scutură încet capul și îmi șopti. Vezi, vezi. Am început a vorbi, firește, dar simțeam o năprasnică dorință de a apuca din nou mâna. Nu știu din ce pricină nu se mai dansa. Poate pentru că toată lumea aștepta din nou șampanie. Îmi amintesc că voiam să găsesc un pretext de a-i ține mâna ei în mâinile mele și parcă nu izbuteam nici măcar să gândesc. Apoi am auzit deodată muzica. Ne-am ridicat amândoi brusc în aceeași clipă, privindu-ne clar în ochi. Am cuprins-o aproape fără să-mi dau seama, căci mi se părea peste putință de închipuit că s-ar mai putea repeta o asemenea uluitoare atingere. Dar din alunecarea ei simplă și întreagă în brațele mele, am ghicit cât de desăvârșit trăisem împreună aceeași așteptare, cât de asemenea fusese dorul nostru. Sunt uneori stări care parcă își pierd durata. Nu știi sau nu-ți mai aduce aminte când au început, ce le-a dezlănțuit, cum se transformă. Și totuși,
Din beatitudinea aceea tulbure se desprinde uneori un cuvânt, un strigăt, o melodie sau măcar o singură notă muzicală care îți rămâne necontenit prezentă, fără să te mire precaritatea sau chiar nesemnificația ei. Îmi aduc aminte din acel început de dans un singur amănunt, pereche. Nu știu dacă mă obseda cuvântul sau gândul acesta, nu știu nimic precis, ci numai că asta, ceea ce se întâmplase brusc cu mine, printr-o simplă cuprindere de braț, e pereche. Mavrodin se opri obosit, ca și cum ar fi ajuns pe neașteptate la capătul puterilor. Rămase mult timp cu ochii pe cer, fără să privească, aproape fără să respire, parcă ar fi ascultat ceva, ar fi așteptat să se întâmple ceva. Începuse să se facă rece și celălalt își strânse haina pe umeri. Nu îndrăzni să-l întrebe însă dacă este cumva răcoare. Îl aștepta, mângâind încet cu palma colțul scaunului, purtat și el cu gândul, din ce în ce mai hotărât, către imagini vechi. Cred că momentul acela a fost cea mai desăvârșită descoperire din toată dragostea noastră. Începu Mavrodin solemn. Tot ce a urmat n-au fost decât încercări de a regăsi vraja aceea fără început și fără timp. Sunt un dansator mediocru și de cele mai multe ori vorbesc în timpul dansului ca să compensez cu eventuala mea inteligență ineficiențele ritmice. Îmi dau foarte bine seama că o femeie poate gusta un dans cu un partener imperfect, dacă acesta nu e cu desăvârșire imbecil. Stângăciile, ca și timiditatea, au un farmec discret prin surprizele pe care le provoacă, prin panica naivă care o răspândesc. Femeile iubesc uneori imperfecțiunile acestea atât de calde și niciodată n-au suferit din pricina mediocrității dansului meu. Atunci toate lucrurile acestea de mult știute și trăite le uitasem. Îmi amintesc doar că un parfum necunoscut mi-a alunecat sub nări îndată ce și-a apropiat capul de umărul meu. Nu era un parfum feminin. Aș putea spune aproape că nu era nici măcar uman. Își avea esențele în alte amintiri. Îl închipuiai mai degrabă plutind pe o broderie bătută cu mult aur, distilat de o mare lampă orientală, din rădăcini multe și foarte puțin ulei. Un parfum în care parcă nici alcoolul, nici uleiul nu-și trădau prezența, ci numai miresmele pure de metale vechi și ierburi. Cât am încercat mai târziu, când am cunoscut-o, să-mi precizez nuanța parfumului capului ei. Mi se părea că niciodată nu și-a mai regăsit puritatea, aproape ascetică din acea seară. Nu, într-adevăr, pentru că de atunci nările, simțurile, memoria mea legaseră parfumul acela atât de aspru în cuvința lui de carnea ei pe care o cunoscusem, de buzele ei pe care le întâlnisem. I-am prins cu mare mirare mijlocul, neobișnuit de subțire, și am simțit alături de mine întreagă forma ei însuflețită. Trebuie să spun formă, trebuie să-mi ierți cuvântul acesta în aparență atât de impropriu, atât de vulgar poate, pentru că nu simțeam nici carnea, nici căldura, nici măcar prezența trupului ei, ci o intuiam cu totul și cu totul femeie întreagă, desăvârșită, fără a mai simți nimic altceva, fără a avea senzația că îi ating coapsa, bunăoară sau că îi apropii ușor sânul. Nimic din senzațiile acelea parțiale și fracturate ale dansului,
nici o discontinuitate în forma aceea fără greș, nici un obstacol. Ți s-ar părea poate că toate acestea sunt precizate de amintiri, sunt descifrate cu ochiul clar, de departe și totuși de foarte aproape, cum se întâmplă întotdeauna când îți reamintești, prin efort îndelungat, o întâmplare sau o imagine de mult înecată. Dar nu, amintirea și efortul n-au precizat nimic. Plenitudinea prezenței ei din acel dans n-a mai putut-o păstra și nici reconstitui. Tot ce spun acum sunt numai fragmente care m-au obsedat fără să se destrame. Îi priveam ochii, atât. Am dansat bine. Spun asta ca să nu crezi că a fost un dans excentric sau că se desfășura atât de excepțional, încât ceilalți din salon ne-au lăsat singuri pe noi doi ca pe o pereche senzațională. Numai câțiva au observat calma noastră pierdere. Ceilalți se înghesuiau, dansau, vorbeau. Noi n-am vorbit nimic. Nici n-ar fi fost nevoie. I-am văzut de mai multe ori fața la lumina becului. Alta, cu desăvârșire alta. Concentrarea îi purificase parcă trăsăturile, îi alungise obrazul și o înfiorată tristețe îi înroura fruntea. Mă privea, de asta sunt sigur, și cu toate acestea, privirile ei treceau prin mine, atrase de nu știu ce țintă nevăzută, ascunsă, necunoscută și nebănuită de mine. Era o mare frică, totuși, în extazul ei calm. Nu tremura, cuprinsă de brațele mele, dar simțeam făptura ei întreagă încordată. Mai târziu, în ceasurile care au urmat, am înțeles cât a fost de frică și am știut, de asemenea, cât s-a apărat împotrivă. Ea a bănuit de atunci tot ce se va întâmpla și s-a potrivit din răsputeri farmecului. În ultimele zile, aici mi-am adus iarăși aminte cu foarte multă precizie de dansul acela nesfârșit. Am revăzut salonul cu mobilă puțină, strânsă lângă perete, ca să se facă loc destul perechilor. Am revăzut streașina casei vecine, încărcată cu zăpadă proaspătă, albăstruie, sub boarea luminilor revărsate pe ferestre. Ileana își pleca ușor capul, amețită poate de propria beatitudine și de dulcea oboseală a trupului ei. Pentru că, atunci când muzica a încetat și am luat mâna să o conduc spre odaia care mi se părea cea mai depărtată și mai discretă, mi-a mărturisit că se simte foarte obosită și parcă două cearcăne viorii îi adânceau și mai mult ochii. Aproape că nu mai îndrăzneam să o privesc, dar îi păstram mereu mâna, prinsă, sub brațul meu. Nu știu ce am, șoptia, rezemându-se de canapea. N-am mai dansat de mult, aproape că am amețit. Îmi căuta ochii, zâmbind mirată, încercă încă o dată să-i pătrundă, să mă facă atent, vestindu-mă că ceva cumplit, ceva de care se temea și fugea ea, stă gata să ne cuprindă. Cred că asta am înțeles eu din privirile ei întrebătoare, obosite, care cerșeau parcă liniștea, singurătatea. Ea însă nu-și mai amintea nimic. De atâtea ori am întrebat-o mai târziu, muncit de boala mea nevindecată, de a ști, de a înțelege, de a identifica ceasul acela fără seamăn al înecului. Am întrebat-o uneori fără milă. Nu-și mai amintea nimic, doar că mă privise în neștire, silindu-se să-și vină în fire.